Cred că mulți îl știți. L-ați văzut. L-ați văzut pentru că este imposibil să nu-l fi văzut. Face parte dintre oamenii străzi bine. Este curățel, binișor îmbrăcat, care însă își expune la maniera asta monstruoasă deficitul și în baza deficitului ăsta primește bani, ajutor de la unii, de la alții. Este un om al destinului său, asta este clar. Însă, vrând nevrând, în epoca asta în care parcurgem transformări spectaculoase de la transfuzii, transplant de inimă, de valvulă, de cornee sau de cap, mă gândesc, întrebându-vă, oare el ar accepta dacă i-am oferit posibilitatea de a se opera pentru a deveni om normal? Pe de altă parte, oare ați accepta să-l ajutăm în condițiile în care aș găsi o structură medicală ce s-ar oferi să îmi ofere sprijin pentru a-l putea opera să redevină om normal? Per că știți ce se întâmplă? Dacă mâine îl operezi și îl vede toată lumea, fără handicapul ăsta nenorocit, fără mizeria asta dezastroasă de monstruozitate pe care o trăiește, n-ar mai primi leul ăla din care el, la un moment dat, cu mâna întinsă, își pune trupește povestea lui. Este un prilej de dezbatere și de reflexie în același timp. Și vizavi de ce suntem și cine suntem, și vizavi de ce facem și cine beneficiază de faptele noastre, pentru că nu suntem pe măsura faptelor noastre. Ce soluție ați găsit la o problemă de genul ăsta? Ce soluție credeți că ar accepta el? Imaginați-vă el mâine fără handicapul ăsta, fiind un băiat normal. Ar trebui dus la școală, educat. Aici mi mila e un capital. Mai oricine de, de la jumătate de leu până la un leu, doi, trei. Nu prea îndrăznește nimeni să-l sudie. Iar cel pe care vrând nevrând îi cunoaște astăzi, îi dau în continuare bani, cum fac de altfel și eu. Dar oare ar avea un bine în viață dacă ar fi operat și transformat într-un om firesc? Sau ar urma un întreg lanț de greutăți care practic l-ar condamna la forme de dureri pentru care el nu este pregătit, în ciuda lucrurilor ăsta monstruos pe care îl trăiește? Cum ați percepe problema asta dacă ați fi în postura lui?